de Pateric. Viața lui Ava Daniil, egipteanul. Ioan din Petra ne povestea despre Daniil, egipteanul, zicând: într-o zi, Ava Daniil s-a dus la Teremuta să vândă ceea ce lucrase cu mâinile sale. Un tânăr l-a rugat pe bătrân și a zis: pentru Dumnezeu, Avo, vino în casa mea și fă o molitvă femeii mele, că e stearpă. Bătrânul, silit de tânăr, s-a dus cu el în casa lui și a făcut molitvă femeii. Prin voința lui Dumnezeu, femeia a rămas însărcinată. Câțiva bărbați, fără frică de Dumnezeu, au început să hulească pe bătrân și să spună că tânărul într-adevăr este sterb, iar femeia a rămas însărcinată cu Ava Daniil. Cuvintele acestea au ajuns la urechea bătrânului și el a trimis vorbă tânărului: să mă vestești când îți va naște femeia. Când femeia a născut, tânărul a trimis vorbă zicând: cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile tale, părinte, femeia mea a născut. Ava Daniil s-a dus la tânăr și i-a spus: fă ospăț și cheamă rudele și prietenii tăi. Pe când mâncau, bătrânul a luat copilul în brațele lui și în fața tuturor l-a întrebat pe copil: care-i tatăl tău? Acesta, a răspuns copilul, arătând cu degetul spre tânăr. Copilul era de 22 de zile și toți au slăvit pe Dumnezeu, care descoperă adevărul celor care îl caută pe el din toată inima. Despre fratele care a fost hulit pe nedrept, că a furat o monedă. Ava Andrei Mesinia ne povestea zicând: când eram tânăr, am plecat din Rait eu și cu Ava al meu și ne-am dus în Palestina. Bătrânul care ne găzduise avea o monedă de argint. A uitat unde o pusese și m-a bănuit pe mine, cel tânăr, că aș fi furat-o. Bătrânul spunea părinților locului aceluia că fratele Andrei i-a furat-o. Ava al meu a auzit aceasta și m-a chemat zicându-mi: spune-mi, Andrei, tu i-ai luat moneda bătrânului? Ferească Dumnezeu, Avo, eu n-am luat nimic. Eu aveam o manta. Am vândut mantaua pe o monedă de argint. Am luat moneda și m-am dus la bătrân și i-am făcut metanie zicându-i: iartă-mă, Avo, Satana și-a bătut joc de mine și am luat moneda ta. Acolo era și un laic și mi-a zis bătrânul: du-te, fiule, eu n-am pierdut nimic. Iarăși am făcut metanie și i-am zis: pentru numele lui Dumnezeu, ia moneda, iată, aceasta este, și roagă-te pentru mine, că Satana m-a ispitit să o fur și să te mâhnesc. Bătrânul mi-a spus: fiule, n-am pierdut nimic. Cum nu m-a convins, laicul mi-a spus: într-adevăr, frate, ieri când am venit aici, am găsit pe bătrân plângând, făcând metanii și foarte întristat. Când l-am văzut atât de mâhnit, i-am zis: fii bun, te rog, și spune-mi ce ai. Am defăimat pe fratele, mi-a răspuns bătrânul, că a luat el moneda și iată am găsit-o acolo unde o pusesem. Așa s-a încredințat bătrânul că n-am furat moneda și mi-a dat-o zicându-mi: ia moneda, căci eu am furat-o.